Echipele primăriei Roman continuă toaletarea arborilor sau doborârea celor care pun în pericol zona. În paralel, s-a demarat și o amplă campanie de plantare de noi arbori. Pentru zona Anton Pan s-a demarat deja un proiect de plantare de tei. S-au executat toaletări de arbori în cartierul Danubiana, Smirodava, blocul 3, Sucedava 2, Bogdan Dragoș, numărele 3-5, tăieri de corecție de arbori în Florilor, Bulevardul Roman Muștat, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și Anton Pan, toate la solicitările cetățenilor. Pe unele străzi sau zone verzi din oraș s-a trecut deja la plantarea de arbori. S-au plantat arbori în alveola de la cimitir, la școala Roman Mușat, Mesteacăn și Tei, la muzeul de artă, Tei, Platani, Mesteacăn și aliniamentul Anton Pan, 50 de bucăți tei. Perioada de plantat în masă va începe după 15 martie. Anul trecut, cei mai mulți puieți au fost plantați pe străzile Sucedava, Aprodu, Arbore și Ștefan cel Mare.